Omul care stă drept în lumea aceasta este acela care stă în genunchi la rugăciune. De la Petrețuțea citire. Cei care știți cine Petrețuțea, simțiți parcă un fior așa. De firesc în vorbele lui, de adevăr în vorbele lui, de armă puternică în această lume, pentru că despre armele lui Dumnezeu se cuvine să vorbim astăzi, având ca temă și ca bază textul evanghelic și textul de la citirea apostolului. În Luca, capitolul 13, Domnul încearcă să vindece de două ori beteșugurile noastre. Pe cele fizice se pare că le reușește mai ușor, pe cele sufletești, pe cele ale celor încrâncenați cu inima, mai greu. Lucru care l-a făcut pe părintele Steinhardt să exclame așa: nicio lege, niciun regulament, nicio formă de orice fel, nicio precauție ori o teamă, niciun motiv de tipul să nu se spună că nu e bine, să nu pară că inoportunăm pe cineva, nu trebuie să fie stabilă sau pretext sau justificare pentru a face binele și pentru a-l ajuta pe semenul tău. Vindecă Domnul, o cheamă la El pe femeia gârbovă, pe o femeie pe care, spune Scriptura, o ținea satana legat. Ce arme trebuie să te dezlegi din legăturile satanei? Pentru că nu sunt decât două alternative, singur. Ori ai un legământ cu Dumnezeu, ceea ce se numește credință sau religie, în traducerea liberă și pe înțelesul nostru tuturor, a fi un om religios înseamnă a avea o legătură. Religio înseamnă legătură cu. A fi un om religios înseamnă a avea o legătură cu Dumnezeu, deci poți să ai o legătură, să fii legat de Dumnezeu și cu Dumnezeu, sau poți să ai o legătură și să fii legat, și deja conotația termenului se schimbă profund, de satan. De aceea când vă spovediți, preotul la sfârșit spune: dezleagă, Doamne, de tot păcatul sufletesc și trupesc. Și eu cu puterea lui Hristos te iert și te dezleg, zice Părintele. Cu puterea lui Hristos te iert și te dezleg de legătura cea rea. Ține dar de noi ce fel de legătură vrem să avem în această lume. Pe cine îl dorim în viața noastră și ale cărui fapte le săvârșim. Mai avem însă exemplul mai mare lui sinagogii, care și el avea un beteșug. Beteșugul acela de a privi legea ca o normă, citind literă cu literă și nu spiritul ei. De aceea v-am citit din Părintele Steinhardt, ca să vedeți că nu există, nu trebuie să fie nicio normă, nicio lege, niciun regulament, nicio formă, nicio teamă, nicio precauție, niciun fel de explicație ca tu să săvârșești binele. Ziua sâmbetei a fost cinstită ca nimeni altul de Hristos Domnul. Pentru că Domnul Hristos, în acea zi a odihnei, spre deosebire de evrei care înțeleseseră, de mai mari evreilor care înțeleseseră că a cinsti ziua înseamnă a nu face nimic, Domnul Hristos face binele în acea zi. Mângâie suflete, înviază din morți. Dă un statut special, dacă tot vorbim, femeii creștine, pentru că și astăzi, ca de multe alte dăți, în Sfânta Scriptură, Hristos vindecă, Hristos înviază, Hristos mângâie femeia în zi de sâmbătă și nu numai pe ea, ci și pe alți neputincioși, dar femeia în special. Femeia cea cu scurgere de sânge, tot în zi de sâmbătă.
Pentru că a cinsti o zi a lui Dumnezeu nu înseamnă să stai ca tălâmbul în casă la televizor sau în patul tău evreiesc sau cine știe unde și să nu faci nimic. Înseamnă să o cinstești printr-o dignă vie, prin a face binele, prin a ajuta, prin a întinde o mână prietenului ori vecinului tău încercat. Și Hristos face asta cinstind ca nimeni altul sâmbăta, ziua poporului evreu. Cuvinte mai dure decât cele pe care Hristos le adresează fariseilor, mai marilor evrei, nu există în Sfânta Scriptură. De fapt, Hristos nu are cuvinte dure pentru nimeni. El îi mângâie atât de tare pe cei ce erau în suferința sufletului ori a trupului, pe cei păcătoși, pe care și noi, din nefericire, câteodată îi condamnăm. Ba pe ăla, ba pe ălălalt. Pentru aceștia, Hristos n-a avut decât cuvinte de îmbărbătare și de milă și de încurajare. Pe aceștia însă, pe fățarnici, aproape că îi desființează numindu-i așa cum știți, șerpi, pui de năpârcă, morminte văruite, fățarnicilor, fariseilor. De aceea, conotația acestui cuvânt care desemna o categorie socială și religioasă la evrei, are în accepțiunea lumii civilizate, lumii creștine, un sens peiorativ și disprețuitor. Când îi spui unuia că e fățarnic sau fariseu, înseamnă același lucru. L-ai catalogat cum se cuvine. La așa stare de fapt, la așa încercare a vieții, în fața beteșugurilor pe care legătura cu diavolul ți le dă, sau măririle omenești care te așează deasupra lumii și nu-ți mai permit să-i privești pe toți cu empatie și cu dragoste și să și faci ceva ajutându-i, nu poți avea decât armele lui Dumnezeu. Și scrisoarea către Efeseni, care a fost citită de către dascăl astăzi, ne îndeamnă să luăm aceste arme ale lui Dumnezeu. Și armele lui Dumnezeu îmi permit să vă citesc din textul evanghelic, sunt acestea. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului și a legăturilor lui. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, adică care sunt în locuri cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă împotriviți în ziua cea rea și să rămâneți cu picioarele înfipte bine în pământ și drepți. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna cuvântului lui Dumnezeu, pe care s-o vestiți și altora. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și de cereri. Deci ne învață Domnul prin glasul Apostolului Pavel care sunt armele cu care ne putem opune acestor legături. Legături care, dacă nu sunt ale lui Dumnezeu, cu siguranță sunt ale celuilalt. Nu există cale de mijloc. Să nu ne amăgim și să nu ne mințim. Nu există o altfel de relație decât cea cu Dumnezeu și cea cu Satan. Nu există cale de mijloc. Cei care spun, eu nu sunt nici așa și nici așa, se mint. Și la aceștia lucrează mai cu asupra de măsură cel rău. Mai inteligent lucrează cel rău în inima acestora care nu se recunosc nici de o parte și nici de alta. Pentru că condiția întoarcerii, condiția fericirii, condiția binecuvântării este să recunoști starea în care ești și să te bucuri sau să te întristezi. De aceea, astăzi, ați auzit cel de-al doilea text evanghelic pe care l-a citit Părintele Răzvan, din fericiri. Din fericiri pentru că cinstim astăzi și prăsnuim creștinește un om dintre noi care, e adevărat, a trăit acum
1800 de ani, între 280, spune istoria, și 343, Nicolae, cel din Miralichie. Sfinții nu sunt căzuți din cer. Ei sunt oameni ca și noi, care la un moment dat și-au luat armura lui Dumnezeu și adevărul și dreptatea de partea lor. Și-au făcut o relație specială cu Dumnezeu. Au vrut să fie oameni credincioși, religioși, legați de Dumnezeu și nu de cel rău. Și de aceea viața lor s-a schimbat în adevăr, cum spune Sfântul Apostol Pavel, în această scrisoare către Efeseni, din care s-a citit în cadrul Sfintei Liturghii. Scrisoare în care învățăm că Dumnezeu nu ne lasă în această luptă cu Satana singuri, ci ne trimite armele care schimbă lumea. Așa s-au cultivat, așa s-au îmbărbătat mai marii noștri din trecut, sfinții noștri, și au devenit purtători de har divin prin făptuire, nu doar prin titluri. Așa s-au împlinit, crezând și lucrând în ogorul lui Dumnezeu, căci Sfântul Nicolae face lucruri pe care omul modern nu le mai face. În primul rând că îi pasă. Dacă există un lucru minunat la acest sfânt frumos pe care astăzi îl cinstesc oamenii în general și copiii în special, numindu-l Moș Nicolae, este că lui i-a păsat. Ne mai pasă nouă. Auzise doar că un om bogat oarecând, sărac atunci, voia să-și lase fetele să meargă într-o casă rău famată, să câștige bani ca să se poată mărita și să se poată întreține, pentru că nu mai avea nimic ce pune pe masă. Și discret, dar cu arma adevărului deasupra lui și a lui Dumnezeu cel Bun prin Duhul Sfânt, se înfățișează seara și duce o pungă de bani ca să salveze acele trei fecioare. Lucrarea Sfântului lui Dumnezeu în lume și a Sfântului Nicolae presupune, pe lângă păsare și implicare, pentru că multora ne pasă, într-o formă sau alta, ne pasă. Dar rămânem la acest stadiu. Vărsăm o lacrimă la televizor când vedem un caz și am rămas acolo. Deși o tastă ne desparte de un bănuț, 2 euro sau cât Dumnezeu se trimite prin asta. Dar și așa ni se cultivă prin televizor de asemenea, că nici asta nu e bine să faci. Că nici binele nu mai e bine să-l faci. Și am rămas întristat și vă spun așa cu părere de rău, am rămas întristat profund din amul. A cine sunt eu? Un popă pârlit de parohie, cum zice Părintele Sorin, de o parohie dintr-o margine de București. Dar totuși, ce am văzut ieri m-a oripilat. Să lași pentru buget, pentru reparația bisericilor, monumente istorice, nu catedrala neapărat, zero. Dom'le, de la 100 de milioane, pune, dom'le, 2, 1, 500 de mii de lei. Dar să pui zero e ostentativ și răutate. Este ură și dispreț. Este anularea frumosului din sufletul poporului român, care cinstește construcțiile minunate pe care le-a făcut Ștefan, ori brâncovenii. Nu poți să lași construcțiile brâncovenilor să cadă pentru că ți se năzare ție și vrei să dai exemple lumii civilizate că poporul ăsta nu mai e habotnic. N-a fost decât în mintea lor habotnic. Eu cunosc în biserica asta oameni creștini vii și frumoși. Am auzit și cunosc de la televizor și din cărțile lor pe alți oameni minunați din țara asta. Credincioși și profunzi. Bălăceanu Stolnici, academician, Neacu Giuvara, un om credincios. Cum să te lupți cu o istorie și cu un popor viu în credința lui, batjocorindu-l și spunând în dreptul reparațiilor bisericilor zero? Iată că Satana lucrează și astăzi și noi creștinii trebuie să luăm armele lui Dumnezeu, nu arma luptei. Pentru că n-am fost niciodată învățați de Hristos, nu de biserici. Să luptăm cu arma împotriva uneltitorilor acestor veacuri și șefului lor, care este Satana, care leagă astfel lumea. Dacă mergeți în Occident, cei care ați fost, știți,
O să vedeți biserici transformate în cârciuni, în hoteluri. Noi nu vrem să se întâmple așa în țara asta. Dar nu o putem face cu armă. Nu o putem face cu bombe puse în jurul nostru, cu centuri de explozibili, ci o facem cu armele dreptății. O biserică dintr-o margine de București este plină astăzi de suflete vii. Și dacă ar fi fost încă pe atât, ar fi fost la fel de plină, pentru că s-au perindat sute de oameni astăzi. Nu pot trece peste acest adevăr, care sunteți frățiile voastre, pietrele vii ale lui Dumnezeu în biserica lui Hristos. Și n-or să treacă, pentru că la jertfa dumneavoastră, la dragostea dumneavoastră, Hristos nu-i va lăsa să facă ce vor. Mi-a plăcut foarte tare răspunsul și față de fățarnici, față de cei care, când trebuie să lupte pentru Hristos, deși se dau ai lui Hristos, dacă capul și spune, bine, dacă vine de la stăpânire, zero este, zero să fie. Léon Daudet, un mare scriitor francez, scriind un reportaj despre un război al franțuzilor, amintește că un ofițer german, un ofițer francez în luptele cu germanii, inspectează spatele frontului, răniții din spatele frontului, bolnițele, spitalele acelea de campanie. Și vede un amărât, un soldat lăudat de toți colegii lui, cu picioarele și mâinile retezate, doar cu un bust fără formă și plin de dureri, bandajat tot, dar cu ochii vii, și în loc să-l laude și să-l preamărească și să-l cinstească și să spună: minunat, omule, ai dat slavă Franței, el îl întreabă pe doctorul de lângă el: de ce nu e tuns? Regulamentul prevede să fie tuns. Câteodată oamenii se uită la astfel de lucruri în loc să se uite la adevăr. Așa a făcut mai marele evreilor în întâmplarea de astăzi, pe care ați auzit-o în Evanghelie, și așa fac și unii, se uită în altă parte decât să se uită unde trebuie. Îți trebuie puțin curaj să spui unui popor creștin, mai creștin decât noi cei de aici, mai creștin decât noi cei ce îmbrăcăm haina neagră, că el trebuie să se apere prin credință și prin putere. Sunt pline bisericile de tineri creștini care sunt absolvenți de facultăți, de doctorate. Nu pot să ignor la infinit. Nu poți să pui zero în dreptul inimii lui, pentru că el nu e zero. El este plus infinit prin dragostea lui Dumnezeu. De aceea îi iertăm și îi dezlegăm pe cei ce s-au legat, dar nu cu dragostea lui Dumnezeu, ci cu dragostea celor care îi vor duce, cu ghilimele de rigoare, într-o Europa poate mai prosperă decât este România de astăzi, dar extrem de seacă sufletește. O Europa care are de toate, dar nu mai are inimă. Dumnezeu să vă bine. Să trăim, Părinte, Doamne, ajută-ne! Poporul tău și binecuvintează, Doamne!
sau prindeți unii de la alții. Gracias.